Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Jurizare în fața șefilor ai emoții, adică oricât de multă încredere ai, n-ai cum să scapi de emoții. Din nou, stres, panică, stres, panică, stres, panică, cam asta e. Într-una simt chestiile astea, mă mai enerva și care cum că el pleacă acasă. Mă supărat rău, zic gata, mă fac de râs, zic ia să vezi că plec cu trei. Eu stau destul de liniștit pentru că nu am echipa la duel, așa că... Partea cea mai ciudată și tristă și cea mai grea din concurs, momentul în care Gina e bau-bau, Gina îi trimite acasă. Nu Gina îi trimite acasă, ei singuri se cer acasă. Simpaticilor, până în acest moment al concursului, chiar și cei care nu sunt de meserie, ar trebui să știe deja să combine gusturi. Sigur că ingredientele au fost grele. Nu v-am dat foarte ușor. Nu v-ați dat unul altuia foarte ușor, dar nici foarte greu. Pentru acest moment al concursului. Numai mâine nu e finala. În momentul în care a început Gina să vorbească despre amatorii care încă sunt în concurs, am zis, stai mă, că ori Cani, ori Claudia pleacă acasă 100%. Credeți-mă că în momentul ăsta vreau să trec mai departe doar ca să-l fac mândru pe șef Dumii și să ajutăm pe Blenchi să ajungă în finală. Că eu și Cani suntem conștienți că nu avem nicio șansă. La Ruxy deja se vede experiența, se vede care pasiune și se vede care talent. Deja la nivelul ăsta e vorba și de talent. Primul gând care mi-a venit în cap a fost că nu vreau să plec acasă și vreau să merg mai departe. Da. Astăzi se simte oboseala. Și astăzi nota cea mai mică este 6. Nu e bună, e grav. E grav rău. Bă, măcar nu plec cu 3. Mă speriasem că plec cu 3 puncte acasă și zic, bă, chiar așa mă fac de fix la final, la final. Stai așa că nu mai plec cu 3. Plec cu 6, e mai decent. Până acum să ieși cu 7. Wow. Băi, oare cine a primit o notă de 6? Eu nu cred că sunt vizat cumva să se răstă. Îți dai seama că sper să nu fie a mea farfurie de 6. Eu mă gândeam doar la o notă de trecere. Dar acum să vedem. O să-mi folosesc o amuletă. Amuleta era la mine, era câștigată de mine. Pot oferi 2 puncte bonus unui concurent după degustarea probei individuale. Degeaba, că eu am punctajul cel mai mic. Trebuie să spui cărui concurent îi ofer punctele. O să-i ofer 2 puncte în plus bonus. Lui Ragnar, pentru că tot timpul el a fost aproape ultim. Am zis așa, până acum, din toți cei 4 care i-am în echipă, Ragnar a avut cele mai slabe farfurii. Poate te ajută totuși. Bă, poate că Ragnar are vreo șansă dacă eu îi dau 2 puncte în plus. Să sperăm că da. Am apreciat gestul ăsta cu 2 puncte și a fost așa ca o chestie de, bă, copilul meu, în caz că pleci, să te întorci înapoi, știi? E un mic avans. În momentul ăla, tot blocat am fost. Adică tot blocat am rămas pe aceeași chestie și nebunie. Până n-apuc să vorbesc cu șef Bonte și să explic toată situația asta tâmpită și care s-a creat aici între toți, nu pot să revin și mă gândesc, bă, tu farfuria asta de... Era previzibilă toată povestea cu amuleta lui Scărdătescu care se duce către Ragnar. Nu pot să zic că a făcut bine sau a făcut rău. Omul și-a jucat o amuletă unde a crezut el de cuvință. Dar să nu uităm că mai e o zi. Eu n-aș fi făcut asta. Bontea, pe mine mă cheamă Scărdătescu. Da, știu. Ce vrei? Știu, nu ne asemănăm. E alegerea lui. Eu n-aș fi făcut asta. Nu acum și nu pentru Robert. Se mută focul în altă parte. Da. De-aia, la mine, panica mare este în momentul de față, până în momentul în care le văd pe Cani sau pe Claudia în bucătărie, pentru că unul dintre ei sigur este acolo lângă el. Nu este niciun secret că avem 2 farfurii de 15 puncte. Ne-am obișnuit cu ele.
Din start m-am gândit la Roxana și la mine. Am văzut toate farfuriile și, cel puțin din punct de vedere al platingului, arătau cel mai bine. Ia-mi așa lui Cristi. Amândoi au gătit bine. Cristi al meu gătește bine în ultimele 6 confruntări, 15 pe linie. Adică e previzibil de treaba că amuleta se duce ori la Blenche, ori la Cristi. Amuleta de astăzi oferă celui care o va avea 10 minute în plus la gătit, dacă cumva mai intră în duel și mâine. Amuletele nu se pot folosi în semifinală. Nici de către voi, nici de către șefi. Puterea tuturor amuletelor mai durează până în etapa următoare. Și cei care pot obține această amuletă în această seară, cele două farfurii de 15 puncte, sunt ale Roxanei și a lui Cristi. Bravo! Bravo, felicitări! Bravo. Mulțumesc, șef! Mulțumim! Bineînțeles, Cristi și Roxana, adică clar nu eram eu și Claudia. Adică să fim serioși. Bravo, Rox! Vrem să fii finalista noastră a bulinelor, să ne faci mândri. Of, cât de rău îmi pare că Blenche e în altă echipă, doamne. Cristi, felicitări, bravo. Foarte mulțumesc frumos. Știam că ei doi vor avea 15 puncte, le-am văzut farfurile. Mă așteptam la asta. Ei sunt premianții clasei. Bravo lor, merită 15 puncte, au muncit. Acum rămâne de văzut cum facem cu amuleta. Sper să vină la noi amuleta. Voi trebuie să hotărâți, dragii mei, cui dați amuleta. Zic să decidă Sorin că eu i-aș da lui Blenche, el i-ar da lui Cristi cel mai bine. Auzi, să dau eu amuleta, cui cred eu, pentru că ei sunt direct implicați. Tu ai avut dovleac și tu ai avut... Ghimbir. Sunt la mâna lui șef Sorin. Acu. Mă așteptam să-i o dea lui Cristi, pentru că se știe că șef Sorin este cu asiatic, ghimbir, gata. Amuleta merge la Cristi. Spun odată, hai, spune orice, numai să nu mă țin suspansul ăla, deoarece este foarte greu. Singurul lucru de care pot să mă iau în farfuriile astea două, pentru mine, îmi spun sincer, o idee sosul de curry, o idee amar... Nu era foarte amar, era foarte puțin amar. Poate n-au fost fierte condimentele suficient, de-aia merge la Blenche. Mulțumesc! E singurul motivat. O diferență trebuie să fac. Sunteți foarte bune amândoi. Felicitări, bravo. Mulțumim. Mulțumesc. Dar trebuie să acolo ceva. Trebuie să mă lec de ceva. Mamă, sunt atâta de fericită. Nu iau amuleta, dar nu sunt trist absolut deloc. Am avut o amuletă în această competiție, asta a fost a doua șansă. Și l-am luat pe Cristi de braț și l-am tras în bucătărie. Hai să mergem, lasă vorba, că vorba multă sărăcia omului. Roxana a meritat-o îndeplin și nu mă supără absolut deloc. Mă bucur că amuleta este în echipa noastră. Blenche, bravo ei, mă. Bravo ei. Chiar are mână de finalist. Și era singurul lucru de care puteam să mă leg. Nu, calma! Altă diferență nu puteam să fac, că amândouă au fost foarte bune. Eu l-aș fi rugat, dacă mă lăsai, l-aș fi rugat să dea un pas în spate, să ofere domnul. Da, așa mi s-a părut. Ce au fost două farfurii super bune. Foarte bune, bravo lor, bravo lor. Pe noi asta ne interesează. Farfurile gustoase, frumoase și cele mai interesante. Bravo lor. Șef Florin se tot uita la mine la jurizare acolo și încercam să nu mă uit, să ținem capul în jos, mă uitam tot la mine să uita și zic... Pare rău. O să trecem acum la farfurile de 12 puncte. O farfurie de 12 puncte, m-am uitat în dreapta, la echipa de bucătari. Știi? Și zic, care o fi, mă, dintre ăștia? Una dintre ele este farfuria... Este farfuria ta, Cani. Ce bătaie și ea! Mamă, deci asta e surpriza zilei, mă. Asta este, din punctul meu de vedere, cea mai tare surpriză posibilă. Nu-mi vine să crezi, nu m-ai bucurat, nu mai știam de capul meu. Își ia bătaie. Doamne! Nu cred! Pe ce ingrediente ai avut? Nu cred! Coriandru! Bravo! Mamă, ce bătaie și ea! Doamne, ferește! Păi, m-a șocat Cani cu 12 puncte. Bă, bravo, Cani! Bine, mă, Cani, uite, dai dovadă că se poate, frate. Ce bă, iarăși eu cu bă, deci omul ăsta mănâncă bătaie până pleacă din concurs. De la cine ia bătaie? De la noi, că știți cât era de pesimist. Voi nu-l vedeți pe Cani în culise înainte de jurizări. Era Cani azi.
Eu nu trec mai departe. Am făcut rața crudă. Înseamnă că am reușit rața. Bravo, Gagică! Bravo! Doamne, pupați aștele. Eu cred că trebuie tuns și pe partea aia altă. Să pui mașina de tuns. Gata. Mamă! Foarte bine, mă. Florin este foarte fericit, nu-i vine să creadă. Am crezut că omul pleacă acasă, am crezut că pleacă Cani acasă. De ce? Cani a avut farfurii mereu pe acolo. Frizeri, nefrizeri, dar vezi că aia este 10 puncte mai mereu. Și Ionuțul meu este electrician de meserie. Are diplomă de electrician și e bombastic. Nu știu ce scoate copilașul ăsta și de unde le scoate, dar bravo lui. Are talent. Și uite că el se duce în bucătărie cu 12 puncte. Asta da surpriză, frate. Asta da surpriză. Sunt surpriză în sezonul clar. Am plecat cu șansa 1406. Și am rămas în ultimii 10. Nu m-am bucurat, n-am făcut. Du-te, mă, Cani, mâine vii cu sticla de vin. Ți-am zis, acum te bat, ce ți-am zis? Bucurie, bucurie. Hai să lăsăm bucuria deoparte. Și te și bat. Bă, dacă te mai văd ca un leșinat, mă, revin. 6 puncte se ia azi. Ce fraier ești, ți-am zis? Și atunci hai să te aștept, să-ți dau două cani să te trezești și să intrăm în battle-ul 14 cu forțe proaspete. Bravo! Mamă! Trebuie ești liniuță, omule! Măi, ești nebun, până unde mă duc, mă, fraților? Prin rădăcini pe aceea nu mai plec, vă aștept și sezonul următor, ce c***u! Mă zic că te bat! Îmi pare rău, nu vine să cred. Bă, bune, ce-i cu tine, Cani? Revino-ți! Aoleu, tremură picioare, nu mi-a venit să cred când a zis Cani! Și-au revenit! Ți-e frică că nu treci mai departe? Uite că trece și trece cu punctaje mari. Păi dă-ți seama că te autodepășești și devii din ce în ce mai bun. Acum, tu trebuie să ai grijă. Ție tu bătaie, da? Cât ești de mare. A mai fost o farfurie de 12 puncte. Început să fierb, deja îmi dăm filme că pot rămâne printre ultimii. O farfurie cu carne. Aoleu. Și cu... Mă uitam așa la Gina între punctaje și îmi venea să-i zic așa pe buze. Gina, scapă-mă, zică ea mea. Pepene roșu. Bravo, băi! Păi, chitrosule, mă, nu puteai să pui și tu puțin mai mult sos de la frumos? Pe farfuria de la poza a fost mai mult sos, șef. Bravo! Păi da, bă, două că-ți votează poza ție. Bravo! Bă, efectiv, nu știam dacă să mă bucur sau să nu mă bucur. Mulțumesc mult, Lător! Bravo, băi, felicitări! Haide, mă, înapoi în bucătărie. Da? Bravo, le-au 12 puncte. Bravo, ai avut și pepene și 12 puncte. Ce mai vrei? Bravo, băi, că... Chiar te bucur. Te bucur pentru că muncești să reușești să rămâi aici. Mândru tare, îți dai seama că merg în ultimul battle din Șef la cuțit de sezonul 8. Nu știu, deja simt că am câștigat Șef la cuțit. Efectiv, simt că am câștigat Șef la cuțit. Cu această farfurie a reușit să-și depășească condiția. Figurie la Claudia. Da? Da. Claudia a făcut exact ce mă așteptam. Iaurt cu frigărui și uite-o cum se duce. Uite-o cum se duce. Mă cred. Iuri! În momentul ăla, simțeam că mi s-au oprit toate funcțiile vitale. Nu mai simțeam nimic sub picioare, nici picioare nu le mai simțeam. Făcusem ochii cât cepele. Ce frumos! Să știți că erau două farfurii de 6 puncte. Una de 11. Au devenit o farfurie de 8 puncte. Una de 6 puncte și una de 11 puncte. N-ai cum. Nu pot să cred. Da. Bă, în momentul în care am auzit una de 6, una de 8 și una de 11, știind că Ragnar a primit 2 puncte, deci practic l-a dus la 8, 6 puncte Claudia se duce acasă, n-are cum Maxim să fie la 6 puncte, n-are cum Maxim să fie la 8 puncte, Maxim e la 11 puncte. Mă gândeam că trebuie să fie cea de 11 puncte, mă las-o. Adică a avut un sos mișto, arăta ok sosul Claudiei, dar ratingul nu poți să zici că a fost drăguț. Dar nici eu n-am făcut cea mai mișto farfurie. Eu cred că farfuria mea va fi cea de 11 puncte. Nu pot să cred. Farfuria de 11 puncte